Salutare, familie! Astăzi avem un video în care reacționăm la alte videouri din trecut, filmări care n-au apărut niciodată pe canalul nostru de YouTube, pentru că sunt dinainte să ne apucăm de YouTube. Îmi pare rău, dar a murit taică-miu. Cine e drăguță? Ne pregătim de plecare, dar unde plecați, fetele? Ne pregătim pentru Asia! Facem iar o chestie de aia în care voi scrieți în comentarii unde în Asia o să mergem. O să fim plecați 3 săptămâni de acasă. Mâine dimineață, la ora 9, plecăm de acasă. Bagajele sunt aproape terminate. Ne-am început de acum o săptămână și tot pun câte ceva în bagaj. Vă dați seama, pentru 5 persoane, pentru 3 săptămâni. Îmi place să mă organizez din timp, dar niciodată nu-mi iese, din păcate. Melissa, cum stai cu bagajul? Eu sunt foarte chill, mi-am doar trusa de curățenie și am terminat. Sky, ai fost la școală? Da. Totul bine la școală? Da. Ți-ai lăsat lucrurile în ordine? Da. Ești gata de vacanță? Da. Abia aștepți? Da. Ți-ai pregătit masca de snorkeling? Nu. Ți-am pregătit-o eu. Tu, Amza, pregătit de vacanță? Da. Ți-ai pregătit masca de snorkeling? Nu. Eu ți-am pregătit-o. Labele ți le-ai pregătit? Nu. Eu ți le-am pregătit. Familia, nu știu dacă ați văzut vlogul anterior, dar vă vorbeam despre descălcirea tainelor domeniului energie, adică electricitate și gaze naturale. Am avut o campanie împreună cu E.ON. O să vă las un link în descriere ca să mergeți să vedeți vlogul. Este un vlog util și cei despre adulți facturi dintre noi, da, despre facturi, despre tot felul de întrebări, răspunsuri, chestii pe care cei mai mulți nu le știați. Gajilor, haideți să reacționăm la niște videouri din trecut. Videouri foarte, foarte vechi. O să vedeți ce fețe aveam. Ba chiar am găsit cea mai veche filmare digitală pe care eu o am, de pe o cameră fără sunet. Este de când eram în clasa a 9-a. Vrei să vedeți cum aveam fața în clasa a 9-a? Melissa sau Scarlett, vrei să vezi cum aveam fața în clasa a 9-a? Să vedem oare dacă ți-ar fi plăcut de mine. Să vezi cum arată unii băieți în clasa a 9-a și să vezi numai după aia ce bărbați ajung așa. Oricum copiilor noștri le place foarte tare să se uite la filmulețe vechi și Scarlett face asta regulat, intră în Google Photos și tot, nu? Cum am reușit să avem filmările astea atât de vechi? Vă spun că nu am fost atât de organizat încât să mi le salvez pe hard discuri și tot așa să actualizez baza de date de poze vechi. Pur și simplu am avut Picasa Web mai de mult, iar apoi de când a apărut Google Photos, telefonul meu și al Sarei le-am avut sincronizate pe același cont pe Google. Din felul ăsta avem filmările de acum 10 ani sau ceva de genul, poate și mai mult pe unele. Hai să-i dăm drumul. A? Deci mă numesc Paul P.A.T. Mateș. Deci aici eram în clasa a 9-a, bătea lumina de joc, de jos și aveam astea așa umflate. Niciun copil nu seamănă cu tine. Ai grijă la mâini! Ce păr ai! Aveam dreadlocks. Păr din ăla încălcit. Aici eram cu taicătul de Revelion, bubuiam cu carbid. Aici ai avea deja copii, da. Și bubuiai cu carbid. Melissa! Melissa! Și mama! Melissa, cred, cât avea? Câtă? Un an? Să știi... Ce e? Ce este? Invitațiile pentru nuntă, nu? Aha. Știu că am găsit chestiile alea și după aceea am întrebat ce sunt. Astea sunt invitațiile pe care noi le-am făcut handmade pentru nunta noastră. Câte ore ați stat pentru toată lumea? Am lucrat mult. Deci erau două eprubete puse cap la cap și legate așa cu o ață pe care am lipit-o de sticla aia de eprubetă. Și apoi înăuntru era ca un fel de pergament pe care scria. Era o idee foarte originală. Da. Nu? Atunci se punea foarte mult preț pe invitațiile de nuntă. Se munceau mult la ele. Noi puneam, ca alții nu puneau eu. Dădeai banii altfel, știi? Da. Și noi vrem să economisim, practic. Ce ce? Mai o mormântare? Ba da. Eu filmam o mormântare. Eu o să face că ba da, pe internet o să pun. Ba da, pe net o să pun, pe netul meu. A murit cineva, îmi pare rău. Vezi? Vezi, a apărut pe internet. Îmi pare rău, dar a murit taică-miu. Ce să fac? Mami, e o veste proastă. Pa! Ce glume! Să
Deci știți care e faza cu Google Photos? Wow. Filmează copiii și acum ne mai iau telefoanele, filmează. Ăstea se actualizează arhiva pe internet, dar noi abia după ani de zile descoperim asemenea filmări. Ia uite aici, doi ciudați. Aici eram în Scoția. Bă, nu știu, da, ăstea nici nu ți le-am dat voie să le postezi undeva. Aniversarea noastră de 15 ani e și aluminată. Ia uite pe Mel! Uite-mă! La mulți ani, Ana! La mulți ani, Ana! Melissa a fost înscrisă la o agenție din asta de publicitate și locuind în București pe vremea aia, mergeam și... Da, a făcut mai multe reclame, nu mai nici nu ține minte. Aici am descoperit eu GoPro sau ceva de genul, aveam o cameră și tocmai îmi tunsesem dreadlocks-ul. Nu știam cum să-mi fac părul, ce mi le-am tuns singur, eu ce păr aveam. Așa arăta casa noastră înainte să o renovăm în felul în care o vedeți voi acum. Scarlett cântăcioasa! Diri diri dac, uac 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 uac, diri diri dac. Vezi, eu de atunci filmam, iubit. Uite-o pe Scarlett. Eu aveam papuci diferit. Da, aveam papuci diferit. Melissa, asta e pe vremea când mă pupai pe gură. Scarlett mănâncă mierea cu ăsta, cu vafă. Papa. Ce dulce! Era nouă! Ce dulce! Cântam în engleză, dragilor! Da, o engleză inventată! Cum face un șoarece? Șoarece? Da. Chit! Chit! Io, ce dorme de tine! Așa face un șoarece! Un cal! Dia! Dia! Mie mă cheamă Scale. Hai să facem selfie. Tata, tot așa erai. Hai. Tu cu dread, hai. Da, aveam dreadlocks de acolo. Ah, pe ăla facem, pe camera ta facem acum facem. Hai, și bucătăria aia mai o țin minte. Și cheamă tati. Melissa! Mel, noi ce două! Ce scumpe amândouă! Foarte scumpe! O, ce mă arătai acolo! Ia uite-te! Melissa! Ia uite! Hop! Hop! Wow. Bravo! Da! Ce, cum a făcut Hamza? Ia uite, ia uite și pe Mel! Hop! Bravo, Mel! Sara, nu știu unde mi-e cămașa asta. Știu că îți plăcea mult. Da! Te vrei că tu ai... Erau închelați! Adevărul e că tu ai câteva haine pe care le mai folosești și acum, de atunci. Da. Oh, ce faimă roteai! Te iubesc din toată inima. Da. Știți ca zice? Tate, te iubesc de toată inima. Ce scump! Aici eram în București. Da, aici când stăteam în București, da. Ah, balet? De ce stăteați în București? Am locuit o perioadă de aproape 3 ani, cred, în București. Cum era tati cu cântatul, cu astea, călătoream mai mult și eram mai aproape de aeroport. De aeroport, uite cum aveam aici ciocolată. Aveai mustață? Aici mama mi-a dat de mâncare și acum ceva dulce. Nu ai mâncat ciocolată? Nu. Mă minți? Nu. Scarlett, deschide gura. Dacă minți, vei fi pedepsită. Și-am fost. Îți spui că n-ai mâncat ciocolată, nu? Da. Și eu! Tare, asta e foarte tare. Opriște un pic să... Trebuie să vă explicăm ce se întâmplă aici. Deci ce am făcut? Am pus un sistem de sunet și tobele în microbuz, mixer, microfoane, tot. Eu cântam la bas, Octav cânta la tobe și Andrei cânta la chitară. Ne-am pus microfoane, aveai și tu microfon. Da. Și mergeam la gazde, băgam mașina în curte sau în fața porții și doar îi ziceam să ne dea o priză. Și când băgam în priză, mașina s-aprindea, se deschideau boxele și cu sunet acolo, dă-i la colindat. Plus toată lumea care era acolo. În mașină se văd mâinile lui Octav acolo cum bate la tobe. Da. Ia. S-a născut Mesia.
Semza? Nu e Scar. Eu? Da. Scamza. Ia uite aici, Melissa și Scarlett, prima dată cu metroul. Știu că le-am dus special cu metroul. Îți iau bombone, dar doar dacă îmi promiți că o să mănânci doar când îți dau eu. Îmi pasă, nu îmi dau. Promiți? Ok, ce-a vrut. Melissa, te-am desenat, da? Ești gata să ieși curioasă? Da. Nu știu, numai atât a fost filmarea. Oh, și asta țin minte. Deci asta au fost la control exact câteva zile înainte să naști, nu? Așteaptă-te un pic să-mi termin tot tratamentul. Dă-te, uite ce păpuși am găsit. E faină. Da, aici un piciu, dar e de plumb sau de, da, de plumb, de plumb. De porțelan, Melissa. De plumb. Dar ce vrei să faci la ziua ta? Vreau să fac piciu pe mine. Scarlett, deci asta era Scarlett, da. Așa era Scarlett întotdeauna. Cine e asta? Asta este aici, uite, fața aia asta e. După ce mâncai, uite cum îți ținea. Fai, cât de scump. Mai ții minte? Și eu ții minte. Prima bicicletă a lui Scarlett. Și pe Melissa și pe Andra acolo. Oh, tati! Oh, bine! Poate să mă pupas pe buze. Ce scârboșenie! Ce scârboșenie! Asta am ieșit la Viscri când Amza era super, super mic. Tata, mai fost odată acolo? Da! Când eu eram mai mare cu bicicleta, cât acum? Da, exact, da, anul trecut. Singura albă roz și celelalte roșii. Uite, uite, m-a văzut. Da. Eu... Vreau muzică. Dar e Sid. Sid este dihorul fratelui tău. Fostul dihor, că nu mai știu mai acum, nu mai. Avem atât de multe filmulețe cu Scarlett pentru că ei îi plăcea foarte tare să fie filmat. De fiecare dată ne cerea să o filmăm. Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Și se activa. Și-a pus fundul la gură. Ia uite-l! Uite-l, măi, pe Hamzi. E cel mai cuminte bebeluș, da? Da? Da! A fost odată ca niciodată un voinic pe nume Amza. Și Amza s-a dus într-o bună zi la regele pădurii, la urs. Să-i spună că își dorește dinții. Bine ai venit, voinicule. Ai venit să îți fac dinți? Nu am cum să-ți fac. Doar dacă îmi aduci o floare de colț din vârful muntelui. A luat și trenul. A luat și trenul. După... Mi-a adus o floare de colț, una rară. Gata, s-a încheiat filmarea. Ții minte cum face așa. Îi plăcea să poloeze sunetul cum face. Îi plăcea să se audă foarte tare. Da. Și acum mai place. Vorbărețul tău. Când se joacă să vezi des ce sunete face. Da. Oh, nu te speria, mă, tata, mă. Te scu. Fetele se joacă pe iarbă. Mă țin de când aveam. Ai dat intenționat. Eu am făcut intenționat. Da. Drupi! Fetele, în acțiune, îl schimbă pe Amza. Iai, bravo, Melissa. Îl iubeam atât de mult pe Amza și vreau să fiu ca mama lui, știi? Așa, mama, cred că era foarte protectivă cu el, că abia s-a născut și așa. Și cum mereu avea grijă de el, am zis, și eu vreau să-mi grijă de el. Și nu-mi dădeam seama că era mică, știi? Eu mă vedeam mare și am dat de ce nu mă las să stau cu el. Asta a fost, cred că, una dintre cele mai frumoase vacanțele noastre. Ca familie. Ca familie, da. Deși... Am fost așa, printr-un turneu în Transilvania, aici eram la Richie. Ascunsele, noi familia.
jocul tată-fiice. Ia uite. Cum arată jocul aici, aici m-am transformat din om în dinozaur. Scuipa animalul. Ce scujo? Eu erau mai mulți. De unde ai văzut tu că mai mulți le mănâncă păduchii? Deci mi-a perioada asta de vârstă mi s-a părut foarte faină. Da. Era de oprit timpul în loc. Și acum. Știi? Și acum. Start. Asta era jocul nostru preferat de familie Sequence. Mi-a plăcut și ne place încă. Ți-mi minte că m-am ftigat foarte tare. Deci chiar ți-mi minte încă scrie. Tata îmi câștigă. Dar Scarlett oricum are o chestie de câștigă la jocuri. Iată. Cântai melodia de la Mr. Bean. Are bine? Ia. Ai tu, Melta, ce grijă ai tu de frățiorul tău. Da. Da, chiar așa. Și acum ai. Reclamă la spinner. Aici era foarte trend. Ia, trend. Da. Iosca, tu trebuia să ai canal de YouTube de atunci, micuță, singură. De rupi. De cum stătia? Haide. Deci să vă explic povestea. Tata trebuia să se arunce, să meargă la bungee jumping și să sară. Mai ții minte? Și da, țin asta 100% ca și cum a fost ieri. Deci a mers acolo sus, trebuia să te pregătească, vorbea cu el și eu am călcat din greșeală pe elasticul ăla, știi? Mâna care mare, sfoara aia. Și pe aia îmi zice omul ăla, nu mai călca pe ea că poate se rupe și moare tati sau ceva de genul, mi-a zis. Nu, deci nu, am rămas așa. Deci după aia m-am dus și am plâns pe tine. Nu mai vreau să te mai las să sari. Nu mai plânge. Aici a fost prima dată când am făcut bungee jumping. A doua oară voi ați văzut pe vlog, dar aici a fost prima dată când am făcut. Melissa a plâns de fiecare dată și Sca făcea mișto. Da, eu am țipat pentru... Da, eu am țipat dacă se aude. Cine e drăguță? Eu. Cine e frumoasă? Erai dezbrăcat. Ea este Scarlett. Oh, drăguță mea. Bună, sunt Melissa și am 8 ani. Drope cu pisică. Drope cu pisică. O iubește? E, da. Cum dormea cu pisică? Și ce grăsul e. Atât. Ma. Și ăștia să știți că sunt doar o părticică din toate amintirile pe care le avem, pentru că mai avem filmări, dar mi se facem așa o esență. Sunt foarte fain. Și încă nu am pus amintirile din epoca... De piatra. De piatra noastră. De când s-a născut Amza. Deci cam de când s-a născut Amza până am început să facem vlogul. Câți ani avea Amza când am început să facem vlog? 2 ani. Aproape 3. Sau spre 3, da? Deci de la 0 spre 2 ani și ceva sau... 3? Nici mai știm. În fine, da? Filmările alea încă nu am pus. Poate facem partea a treia? Da! Nu știm. Dacă mai facem partea a treia, poate când e Amza mic, dacă mai multe filmări cu el. 200 de câți like? Nu știu. Hai, dacă ne dați un like, apreciem foarte mult. Nu mai punem standarde din astea ca să vă șmecherim. Like, să vă cerem like-urile. Dacă vreți să ne le dați, vă mulțumim foarte mult. Ne ajută în algoritm și eu zic să punem punct la acest video pentru că trebuie să ne facem bagajele și iar următorul vlog o să fie dintr-o țară din Asia unde am zis să ne lăsați comentarii. Prima dată o să mergem în Dubai și pun un
Nu, 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 nu. Nu spune, nu, nu spune. În Ucraina. Nu, 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 nu. Deci, da, vă lăsăm, mulțumim că v-ați uitat. Până la final! Acesta a fost vlogul de azi și ne vedem curând la un nou vlog. Pa!